și unii cu alții și cu Domnul împreună, prin Duhul Său cel Sfânt, și să ne învățăm lucruri din Cuvântul Lui, care să nu facă altceva decât să ne crească spiritual și să ne țină lângă Domnul cât mai suntem aici pe pământ, ca să trăim în sfințenie și în curăție de inimă, ca după plecarea noastră de aici, de pe pământ, să putem să avem parte cu Domnul. Amin, Domnul. În vecii vecilor. Amin. Așa cum s-a amintit despre botez, cunoaștem tipurile de botez despre care Cuvântul Domnului scrie. La început, în Vechiul Testament, Biblia ne amintește despre un botez și în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 1 și 2, spune așa: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost botezați în nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Ăsta a fost primul botez despre care Biblia vorbește și Domnul să fie lăudat, pentru că astăzi noi trăim un alt botez. Botezați pentru Hristos. Atunci au fost botezați pentru Moise în nor și în mare. Acum suntem botezați în Hristos și noi trăim cu aceeași hrană duhovnicească care curge din Sfintele Scripturi, din Cuvântul lui Dumnezeu, pe care noi îl numim Biblia. Și toți trebuie să creștem la fel din punct de vedere spiritual, pentru că toți mâncăm la fel și hrana aceasta spirituală nu se împarte după preferințe și după prietenii. Ea se împarte drept pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Foarte interesant, Ioan a fost primul care a început să boteze în Noul Testament. El boteza în numele lui Iisus. Apoi a mărturisit el și a spus că după el vine un altul care va face ceva ce el nu poate să facă. Și anume, cel ce va veni după el va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și Ioan primește din partea Domnului semnul pe care, cu care să-l recunoască pe cel ce va face lucrul acesta și apare Iisus. Îi se oficiază și lui botezul și foarte interesant, Iisus nu s-apucă să boteze cu Duhul Sfânt în momentul acela. În schimb, schimbă formula botezului și nu mai spune toți să fie botezați în numele lui Iisus. Iisus schimbă formula și spune: mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine crede și se botează în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. După ce veți boteza, urmează partea importantă care îl ține pe cel botezat lângă Domnul și îi dă puterea să ajungă în veșnicii și să petreacă veșnicia împreună cu Domnul. Știți care este această parte importantă? Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Amin. Și Cuvântul Domnului ne poruncește să-L slujim cu credincioșie, să-I dăm cinstea și slava care o merită, căci El ne-a creat, ai Lui suntem și cu El vrea să rămânem și aici și în veșnicii. Slăviți să fie Domnul! Amin. Pentru aceasta aș vrea să înălțăm o rugăciune înaintea Domnului, așa cum am obișnuit în ultima vreme, să îl rugăm pe Domnul să ne dea putere să începem și să rodim din roadele Duhului Sfânt. Și dacă vă aduceți aminte, într-una din rugăciunile făcute în sensul acesta, l-am rugat pe Domnul să ne umple cu dragoste. De ce? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Amin. Și dacă nu l-ai pe Dumnezeu în inima ta, n-ai dragoste, ești un chimval zângănitor, ești o ramă sunătoare, nu faci altceva decât să deranjezi pe cei din jurul tău și în loc să-i aduci la mântuire, îi confunzi în mocirlă și în păcat. Pentru că n-ai cu ce să-i ridici. Atunci îi apeși.
Aș vrea de data aceasta să ne rugăm pentru ca Domnul să înceapă să rodească în noi ultima roadă. Înfrânarea poftelor. Amin. Ea începe cu dragoste. Dragostea înseamnă a face bine semenului tău fără să ai pretenții de vreun câștig ulterior. Domnul Iisus Hristos, împreună cu Dumnezeu, a făcut ceva pentru noi fără să ceară ceva. Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și aici se reflectă dragostea lui Dumnezeu, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Slăvit să fie Domnul! Amin. Cât ați dat pentru ca să fiți mântuiți? Cât ați plătit ca să fiți botezați? Cât ați plătit ca să vi se vestească cuvântul? Nimic. Un sfat ne spune Domnul. Fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și dacă vrei să fie ferice de tine, împlinește Psalmul 1, primele versete. Haideți acum să vedem despre înfrânarea poftelor, de fapt, ce este aceasta. Și cuvântul Domnului, în această ultimă roadă, după care spune că împotriva acestor lucruri nu este lege. Nimeni nu te poate opri să fii om după ceea ce Dumnezeu îți cere să fii. Nimeni nu poate. Există totuși unul care luptă împotriva noastră. Îl știți. Îl găsim în Apocalipsa 12:12, unde îi se trage linie și îi spune, locul tău nu mai este aici. Și a fost aruncat pe pământ. Și spune, vai de tine pământ și mare. De ce? Pentru că cel rău s-a coborât la tine cu mare furie. De ce? Pentru că știe că mai are puțină vreme. Și ce dacă? Păi nu poate să-și câștige oameni pe care să-i ducă în iad. Și atunci luptă cu toată furia și răgnește ca un leu să înghită, dacă este cu putință, mai cu seamă pe cine? Vedeți? Dacă ne-am dat sufletul, trupul și Duhul în mâna Domnului, de astăzi începând, să nu ne mai permitem să ne jucăm cu păcatul, pentru că păcatul ne va face să suferim și aici, și în veșnicie. Amin. Și acum doar câteva exemple, să vedem ce înseamnă să-ți înfrânezi pofta firii pământești. Haideți să ne aducem aminte de Iosif. Iosif este un personaj din Biblie foarte bine cunoscut și demn de urmat. După ce a fost vândut de frații lui, ajunge în casă unui egiptean, ăsta îl pune acolo peste lucrurile lui. Iosif era un băiat frumos, avea undeva la vreo 17 ani și nevasta lui Potifar, o femeie ușoară, profită de o împrejurare când Potifar nu era acasă, îl poftește pe Iosif cine știe cu ce motive și apoi insistă de el să aibă o relație intimă. Însă copilul acesta, care a fost educat de părinții lui și învățat să-și înfrâneze pofta firii pământești în toate domeniile, refuză. Ce i-a adus refuzul acestui copil? Știți ce i-a adus? O mare binecuvântare după ce ai trecut prin închisoare și ținut vreo câțiva ani acolo, vreo 3 ani, până drept să faci închisoare. În final, rezultatul înfrânării poftelor este că omul acesta ajunge al doilea după împărat. Iubiții mei, frați și surori, merită să ne înfrânăm poftele. Slăviți să fie Domnul! Amin, amin. Cum să nu merită să ne înfrânăm poftele când atâta mare binecuvântare se ascunde în această înfrânare a poftelor? Haideți acum să vedem un alt om care nu și-a putut înfrâna poftele. Vă aduceți aminte de Esau? Când și-a luat două neveste care nu erau după placul părinților lui și ei au spus, mă, ascultă-ne! Și n-a vrut. Și mama lui a făcut un lucru. Faptul că nu a vrut să asculte, binecuvântarea care trebuia să primească el ca întinăscut după Vechiul Testament, îi se fură pur și simplu și se dă fratelui său. A rămas fără binecuvântare? A rămas. Ce face neascultarea? Consecințele sunt dureroase. Haideți să vedem o altă latură a manifestării poftei.
firii pământești. Îngânfarea, de exemplu, este unul din lucrurile care pe mulți ne poate duce în extreme deosebite. Și ascultați ce face îngânfarea. Este pofta care aduce moartea. Ne aducem aminte de Haman. Avea pretenție toți să se închine înaintea lui. Și pentru că n-au fost toți așa, îngânfarea, pentru faptul că era al doilea după împărat, o zis, stai așa că îl învăț eu minte pe Mardoheu. Și-o ridicat o spânzurătare de vreo 25 de metri înălțime și o zis acolo la găsălva de tăți. Pentru că îngânfarea te face să te vezi mai mare și autoritar peste toți. Însă Dumnezeu demonstrează și astăzi ne aduce nouă aminte că îngânfarea duce la moarte. Și știți istoria lui Haman. Împăratul îl ridică pe ea și spune, asta ai pregătit, de asta vei avea parte. Și așa s-a întâmplat. Aduceți-vă aminte de o altă latură a manifestării poftei firii pământești, lăcomia. Asta duce la pierderea mântuirii și câteodată te mai împinge și la moarte. Îl avem pe tânărul bogat. Se prezintă înaintea Domnului Iisus Hristos și îl întreabă ce să fac să moștenesc. Era obișnuit cu moșteniri. El era un tânăr bogat. El nu a fost bogat cu o muncit să ajungă bogat. El a moștenit bogăția. Pentru că să ajungi bogat trebuie să îmbătrânești. Să te aduni tu cu mânuța ta. El a moștenit. Și acum, fiind obișnuit cu moștenirea, au zis, vreau și eu. Ce să fac? Și Domnul a spus, simplu de tot. Nici nu te costă nimic. Nu trebuie să faci niciun efort. Vinde numai ce ai, dar tot. Împarte la săraci. Ia spune ce și urmează-mă. Știi ce spune Biblia? A plecat întristat de tot. De ce a plecat întristat de tot? Pentru că acolo unde ți este comoara, îți este și inima. Și dacă cineva încearcă să te despartă de comoară, întristarea te copleșește și eu spun, Doamne, în seara aceasta, fă comoara inimii noastre să fii Tu. Amin. Ca nimeni să nu ne poate despărți de Tine și tot ce este aici să le socotim ca și Babel, omul cu noi. Și dacă urmăriți cu atenție, să vedeți case care se demolează, care se autodemolează, pentru că se învechesc și pierd. Dincolo, totul rămâne într-o neprihănire și o desăvârșire fără explicații și fără cuvinte. Slăviți să fie Domnul! Amin. O altă latură a poftei firii pământești este răzvrătirea. În Numeri, capitolul 16, de-al 1 la 35, acolo avem o istorie cu trei indivizi, Core, Datan și Abiram, și cu încă vreo 250, care s-au răsculat împotriva lui Moise și Aron și au început ei să facă cum ar crede ei că trebuie, nu cum zice Domnul. Știți ce s-a întâmplat cu ei? Răzvrătirea îți aduce moarte categorică, căci Dumnezeu a nimicit pe toți. Într-un fel în care nimeni nu ar fi putut să înțeleagă că se poate și așa ceva. Să se deschidă pământul, să fie înghițit și pe el ar se ardu un foc care nu l-a provocat nimeni. Foarte interesant. Ăsta este Dumnezeu. Apoi, o altă latură a înfrânării firii pământești și apoi mă opresc că timpul trece foarte repede, este neascultarea. Și am citesc din cuvântul Domnului care spune așa, că neascultarea este vinovată ca ghicirea și închinarea la idoli. Și este adevărat lucrul acesta. Este foarte adevărat. Pentru că în cuvântul Domnului găsim oameni care n-au ascultat. Și vă dau un exemplu al unui om pe care Dumnezeu l-a pregătit din pântecele mamei lui ca să-l scape pe Israel de asupritorii lui. Și după ce crește mare, omul acesta întoarce spatele și începe să nu mai asculte. Și după ce începe să nu mai asculte, încep problemele. Pentru că neascultarea este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Și după ce face primul pas greșit și își ia o filisteancă de nevastă, pe care o pierde după 7 zile de nuntă. Atât a stat, pe 7 zile. După 7 zile o pierde. Pentru că a fost neascultător și împrejurările l-au făcut să plece din zona aia. Dar nu se oprește acolo. Se duce la o curvă. Ascultați unde îl duce pe el Duhul neascultării și îl îmbagă într-un păcat în care Dumnezeu urmează să-l lasă să plătească consecințele aspre. Și îmi pare rău că trebuie să accentuez lucrul acesta. Însă Dumnezeu vrea să ne facă și pe noi conștienți ce înseamnă asta. N-ajunge că se duce acolo. Pleacă de acolo mai departe.
întâlnește o altă femeie. Se duce să culcă și cu ea, nu era nevasta lui. În schimb, femeia asta era una mai deosebită. O chema Dalila. Dalila înseamnă cochetă. Cochetă înseamnă frumos aranjat, vopsit, fardat, pus la patru ace, cum zice românul, îi se lipește inima de ea, filisterii îi promit, îți dăm argint. Și au promis câteva kilograme bune de argint. Dar află de unde îi vine puterea. Ca să-l slăbim și să-l facem robul nostru, că din lucrul ăsta o încurcăm. Că Domnul l-a pregătit să-l scape pe Israel de ei, de filisterii. Și după ce ajunge și trăiește în păcat, puterea Domnului îl părăsește în urma divulgării secretului puterii lui, vin filistenii, îi scot ochii și îl pun robul lor la măcinat într-o temniță. Probabil măcina pâine, din care ei își făceau pâinea și se hrăneau. Foarte interesant. Tu, pregătit pentru slava lui Dumnezeu, să ajungi acum robul dușmanilor tăi, și cu ochii scoși, și batjocorit, și să plătești neascultarea. Știți sfârșitul. A fost foarte simplu. După ce a crescut șuvițele de păr, ăștia nu au mai ținut cont de aia. Au simțit că îi vine puterea. Și s-o cerut într-un loc anume, unde când prinde stâlpia centrarea clădirii și îi rupe, toți care sunt acolo să nu mai scape. Dar nici el. Și scrie cuvântul Domnului că atunci au murit mai mulți oameni decât au murit în timpul în care el putea să vadă și să omoare. Mai mulți au murit atunci. Dar ce trist că păcatul lui a căzut asupra lui și l-a nimicit. Și încă un exemplu tot de neascultare, ca să vedeți ce se întâmplă și cum poate să sufere alții din pricina neascultării celor ce îi conduc. Uitați-vă la David, numără poporul. Era interzis lucrul acesta, însă Domnul îl stârnește să o facă. Pentru că trebuia să-i pedepsească pe israeliți că nu voroiau să asculte de Domnul. Și după ce numără poporul, începe inima să-i bată cu putere și să zică: Doamne, am făcut un păcat înaintea ta, am numărat poporul și nu trebuia să o fac. Și Domnul îi spune: acum alege, 7 ani de foamete, 3 ani de sabie din partea vrăjmașilor, sau 3 zile de ciumă. Doamne, mai bine pedepsește-mă Tu, că te cade în mâna netăiaților împrejur, o fi vai de mine. Și-a zis: bine, Domnul, 3 zile atunci o să te pedepsesc eu. Și Domnul a pedepsit 3 zile. În 3 zile au murit 70.000 de oameni. Iubiții mei, puteți realiza ce înseamnă plata păcatului? Haideți să ne ridicăm în picioare și să